Bună ziua! E un moment foarte important pentru noi astăzi și un moment de mare bucurie, și anume să premiem, să sărbătorim o mare victorie, o mare realizare, și anume un copil din sectorul 3, care se numește Cezar și chiar aici lângă mine, a luat locul 18 mondial la șah, la un concurs internațional de șah. Și vrem să-l felicităm și de asemenea vrem să facem și un eveniment, să facem niște partide de șah. Ne-a promis că nu o să ne bătărăm. Facem niște partide de șah aici pentru a da un semnal că încurajăm. Șahul face parte din sport. Este sportul minții și cred că noi trebuie să încurajăm copiii să gândească în general și să facă sport deopotrivă. Iar să faci șah este o preocupare, zic eu, foarte bună pentru copii și trebuie să-i încurajăm. Și evenimentul de astăzi este și în acest sens de a încuraja copiii, cât mai mulți copii, să-i încurajăm să învețe, să joace șah și să fie performanți. De asemenea, înainte să mulțumim profesorilor și părinților lor, vreau să mulțumesc și celor care au vrut să vină lângă noi astăzi aici și să susținem copiii din sectorul 3 și mă refer din dreapta spre stânga la George Ivașcu, căreia îi mulțumesc că e cu noi aici, de asemenea George Micaiță, deopotrivă, și Marcel Pavel, cărora le mulțumesc că sunt alături de noi și că ne preocupă deopotrivă împreună viitorul acestui popor român, care viitor, iată, sunt ei. Aș vrea să le dau cuvântul să vă spuneți că dacă vă pricepeți cu adevărat la ceva, e să vorbiți. Vă rog. Să oferim diploma. Deci, să oferim și diploma și, da, campion național. Asta se subînțelegea, că e cel mai bun. Că așa stăm noi din sectorul 3. Felicitări, Cezar, și ai și un voucher aici, cu o anumită valoare, 7500 de lei, care îți va folosi. Felicitări, dacă mult! Aș vrea să-l salut și eu pe Cezar, cu toată prietenia. Mă bucur că particip la asemenea întâlniri, dar mai ales mă bucur că domnul primar își face timp și pentru așa ceva. Voi fi mereu alături de dânsul, nu numai pentru faptul că locuiesc în sectorul 3 și foarte aproape de primărie, ci pentru că, într-adevăr, și-a ales un program foarte bun. Vreau să-l asigur pe Cezar că el și familia lui sunt invitați la Teatrul de Comedie de acum încolo, la ce spectacol doresc ei. Ce clasă ești tu, Cezar? Ești din clasa 4-a. Dacă vrei, mai invit pe cineva din familia ta, din neamul tău, dacă îl înveți și tu pe fiul meu care este în clasa 4-a, el știe să joace, dar să-i odată să joci cu el. Da, desigur. Desigur. Dacă timpul îți permite. Vă îmbrățișez. Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt încântat pentru faptul că am fost invitat în această zi aici. Mulțumesc domnului primar Robert Nevoiță și să-i mulțumesc totodată pentru sprijinul acordat pentru realizarea unui mare proiect cultural care se numește Very Classic, Marcel Pavel, bineînțeles. Îi mulțumesc mult și, bineînțeles, să-i mulțumesc încă o dată pentru faptul că m-a invitat aici. Cezar, nu pot să spun decât atât. Nu o să te invit niciodată la o partidă de șah pentru că nu am curaj. Dar azi sper să mă ajuți, nu? Și spun doar atât. Ave Cezar. Felicitări! Bună ziua! Mulțumesc domnului primar pentru că m-a invitat astăzi alături de acest campion care cu siguranță, cu care cu siguranță ne vom mândri în continuare. Și iată că în mai puțin de un an de zile, ceea ce ne-a promis domnul primar că se va întâmpla în sectorul 3, și anume educație, cultură, adică, respectiv, centrul atenției noastre este chiar omul, iată cum cresc oamenii sub ochii noștri și iată cum viitorul nostru e din ce în ce mai frumos.
Cezar, pentru că și domnul George Mihăiță te-a invitat la Teatrul Metropolis și să înveți copilul să joace șah, eu am să te rog pe tine să mă înveți pe mine să joc șah mai târziu. Și evident, ești invitat de asemenea cu familia ta, cu prietenii tăi, să te invitați la teatru. Mulțumim la Teatrul Metropolis. Am tendința să licitez. Da. L-aș ruga pe Cezar să fie de acord să mă învețe și pe mine și pe fiul meu. Și pe băiatul meu, care are 15 ani, e mai mare decât tine, dar sunt convins că la șah îi dai lecții, are foarte multe lucruri de învățat și consider că jocul de șah chiar îți deschide mintea, te face să gândești în perspectivă, te face să îți pui la contribuție anticiparea, încerci să anticipezi ce va face adversarul tău, să gândești cu 4, 5, 7 mutări înainte, ceea ce e un lucru bun. Nu vreau să închei înainte să încheiem, înainte să felicităm și susținătorii care văd că aici îl încurajează pe Andrei, îi încurajează... Cine e Andrei? Tu ești Andrei, da? Ai susținători mulți aici și vreau să vă mulțumesc pentru că... Vreau să vă mulțumesc pentru că le oferiți suportul cel puțin moral. Și să ne ajute Dumnezeu ca la anul să vii cu locul 1, Cezar, mondial, da? Că național n-ai deja. Bine, vă mulțumim mult și acum o să încercăm să... Așa, aveți și niște cadouri. Domnul director, rămâneți cu mine aici, că vreau să mulțumesc domnului director de la DGASPC Sector 3, domnul Florin Vasile, care face o treabă extraordinară și aș vrea să prezentați ce le-ați pregătit. Cu amabilitatea noastră, domnule primar, fiindcă avem copii foarte buni cu rezultate deosebite, atât în plan național cât și internațional, acești copii minunați cu sprijinul unor sponsori din Imoș vor primi cât un MP4 și un rucsăcel, iar Cezar, fiindcă și-a dorit mult, pe 16 mai a fost chiar ziua lui, va primi un laptop care sperăm să-i fie de folos.